În contextul exercitării de către România a președinției Consiliului Uniunii Europene, oficialii europeni sunt prezenți început de astăzi la București, la Palatul Parlamentului și vor efectua vizite în teren pentru a verifica investițiile importante din domeniul agricol. Reuniunea informală propriu zisă a Ministrilor Agriculturii și Pescuitului din statele membre ale Uniunii Europene se va desfășura mâine și va fi prezidată de Ministrul Agriculturii Petre Daia. La eveniment este prezent pe lângă în alții demnitari de la Bruxelles și comisarul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Phil Hogan. Agenda Reuniunii Informale a Ministrilor pentru Agricultură și Pescuit cuprinde teme importante precum cercetarea în agricultură și implementarea inovării, bioeconomia, instrument principal în dezvoltarea rurală. Trebuie menționat faptul că bioeconomia reprezintă o prioritate la nivel înalt prin cercetarea și inovarea în agricultură, fiind o bază pentru dezvoltarea agriculturii europene a zonelor rurale și a bioeconomiei. Viitoarea planificare strategică a PAC are potențialul de a consolida implementarea bioeconomiei și de a crea sinergii cu instrumentele de politică agricolă și de dezvoltare rurală. În cadrul conferinței Cercetare și Inovare în Agricultură desfășurată în București la data de 5 aprilie 2019 s-au urmărit următoarele obiective. Identificarea soluțiilor care să permită o integrare largă a agriculturii în economia bioeconomică și circulară, stabilirea priorităților cercetării agronomice pentru a satisface noile cerințe privind economia și economia circulară, găsirea de soluții pentru participarea mai largă a țărilor din Europa de Est la programul Uniunii pentru Cercetare și Inovare Horizon 2020, identificarea provocărilor și dezbaterea modalităților și a mijloacelor de punere în aplicare a strategiei de bioeconomie actualizate la nivel european cu participarea largă a tuturor statelor membre.